Adjectivul este prezent în comunicarea umană deoarece noi, oamenii, simțim nevoia să adăugăm, să precizăm anumite însușiri ale obiectelor pe care le observăm. Îți propun să aflăm împreună câteva caracteristici ale adjectivului, care este locul adjectivelor calificative și a celor categoriale față de termenul regent, și cum se realizează acordul adjectivului cu substantivul. Fiecăreia dintre cele patru imagini i-a fost asociat un titlu format dintr-un grup de cuvinte. În fiecare dintre aceste grupuri există un cuvânt care răspunde la întrebarea ce fel de sau întrebarea care, adresată unui substantiv regent. Ce fel de parfumuri? Suave. Ce fel de pictor? Tăcut. Ce fel de leagăn? Catifelat. Adjectivele suave, tăcut și catifelat exprimă însușirea ale obiectelor și ale ființelor denumite prin substantive. Adjectivele care exprimă însușiri se numesc adjective calificative. În structura haina florală a ursulețului, adjectivul florală indică relația între substantivul regent și substantivul prezent în rădăcina adjectivului, adică flori. Acest tip de adjectiv se numește adjectiv categorial. Adjectivul calificativ poate fi așezat după substantiv, adică este postpus ca în structurile flori înmiresmate, peisaj încântător. Când este așezat în fața substantivului, el este antepus ca în structurile înmiresmate, flori, încântător, peisaj. Prin integrarea adjectivului calificativ în enunțuri, acesta poate prelua articolul hotărât de la substantivul regent. Compară propoziția: florile înmiresmate umplu peisajul încântător, în care substantivele regente, florile și peisajul sunt articulate hotărât, cu propoziția: înmiresmatele flori umplu încântătorul peisaj, în care adjectivele antepuse preiau articolul hotărât de la substantivele regente. Adjectivul categorial este așezat întotdeauna doar după substantiv, deci este postpus și nu permite construcții în care acesta este așezat în fața substantivului regent. Sunt neacceptate construcții precum școlar regulament, românesc obicei, aviatic meeting. Adjectivul se acordă în gen și număr cu substantivul regent. Deși substantivele pot fi de genul feminin, masculin și neutru, adjectivul are forme doar pentru genul masculin și feminin. Adjectivele prietenoasă, prietenoase determină substantivul de genul feminin pisică la numărul singular, respectiv pisici la numărul plural. Adjectivele prietenos, prietenoși determină substantivul câine de genul masculin la numărul singular, respectiv câini la numărul plural. Adjectivele care au ca termen regent substantive neutre se acordă la singular cu forma de genul masculin, iar la plural cu forma de genul feminin, ca în structurile balon roșu,
adjectivul roșu este formă de genul masculin, numărul singular. Baloane roșii, roșii este adjectiv de genul feminin, numărul plural. Iar termenul regent balon este un substantiv de genul neutru. Există însă și adjective care fac excepție de la regula acordului în gen și număr cu substantivul regent. Este vorba de adjectivele invariabile care au doar o singură formă. Așa cum sunt adjectivele gri, roz, cum se cade, feroce. Aceste adjective au o singură formă, indiferent dacă însoțesc un substantiv de genul masculin sau feminin, la numărul singular sau la numărul plural. Majoritatea adjectivelor sunt variabile, adică au mai multe forme pentru a exprima acordul în gen și număr cu substantivul regent. Există adjective variabile cu 4 forme diferite pentru genul masculin și feminin, numărul singular și plural, ca în structurile: pantof negru, pisică neagră, pantofi negri, pisici negre. Adjectivele variabile cu 3 forme au forme diferite pentru genul masculin și feminin, numărul singular, precum copil drag, prietenă dragă, și o formă identică pentru genul masculin și feminin la numărul plural, copii dragi, prietene dragi. Adjectivele variabile cu 2 forme au formă identică pentru genul masculin și feminin la numărul singular, ca în structurile brad verde, frunză verde, și o formă identică pentru genul masculin și feminin la numărul plural, ca în structurile brazi verzi, frunze verzi. Știi cum să cauți un adjectiv variabil într-un dicționar? Adjectivul se înregistrează în dicționar cu forma de masculin singular. Spre exemplu, adjectivul harnic are 4 forme. Pe lângă forma de masculin singular, în exemplu preluat din Dex Online, observăm că există forma harnică, feminin singular, harnici, masculin plural, harnice, feminin plural. Acum știi ce este adjectivul și îl poți recunoaște cu ușurință, deoarece se raportează la un substantiv și exprimă o însușire sau o relație. Adjectivele variabile cu 4, 3 și 2 forme se acordă cu substantivul regent în gen și număr. Față de substantivul regent, adjectivul este postpus sau antepus.